Da, eu mă strădez, vorbesc în ambele limbi, dar vreau să vă spun un lucru foarte important. Când ține vorba că iar Plahotniuc vrea să fure acum, în timpul apropiat, 100 de milioane de euro dintr-o bancă din Republica Moldova, că schemele se reanimează, că PD-ul vrea să facă coaliție pentru 4 ministerii și așa mai departe. Deci, noi acum nu trebuie să dezbatem problema limbii de stat. Noi nu trebuie să dezbatem astăzi problemele istorice. Ele sunt importante pentru fiecare din noi. Dar astăzi, haideți să ne unim și toți împreună să fugărim unele râsuri din Republica Moldova. Da, mai bine să-i băgăm la dubă și vă spun eu dacă mă ocup în special de toate activele care cineva le-a îngrămădit și le-a ascuns de ochii lumii, eu pentru asta, ca să le întorc la stat, să le identific pe toate. Și să începem procedura să le priei statul, va dura maximum 3-4 luni de zile. Astăzi, din partea guvernării, nu avem un sprijin clar. M-ați văzut toți cu Barosul la teatrul Vasile Alexandrie. Mergau plângând, îmblau plângând actorii din acest teatru împreună cu conducere, toți aneștii din cauza acestei construcții legale. Astăzi, guvernul din 2018 până acum nu a stabilit un regulament de demolare a construcțiilor ilegale, deoarece ele sunt foarte multe în țară și sunt foarte mulți oameni interesați și cu mătru, dealul cu mătru, verișor, șin, vecin și așa mai departe. Și ia că și ce avem noi azi. Eu vă rog astăzi să facem un front comun pentru Republica Moldova, pentru părinții noștri, pentru cei care sunt plecați din țară și muncesc azi ca niște sclavi, peste hotare și mulți stau în bătaie de joc, ați trimit câteva sute de euro la părinți, la copii și la toți cei care... Și la toți cei care astăzi au rămas în Republica Moldova. Mii de oameni părăsesc țara. Haideți să ne clarificăm o dată, să un moratoriu să introducem. Și ce ține de aceeași geopolitică. Da, Dodonul spune și el asta astăzi. Că noi despre asta vorbim din 2014, dar și el și pe Deu, și aici sunt pro-Moldova, și erau pro-Moldova, și mai că mai este un blog pro-Moldova. Tot de flăcăi de lora. Adică astăzi, vă rog din toată inima, haideți să oprim bătaia de joc de propriul popor. Nimeni nu o să ne stimeze în exterior dacă nu vom demonstra capacitățile noastre de a schimba ceva la noi interior. Noi trebuie și toți politicienii care au mai rămas în Republica Moldova, cei care spun că vor să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova, în primul rând, trebuie să aibă o apreciere din interiorul țării, de la cetățeni. Cetățenii trebuie să ne iubească, să ne stimeze pentru lucrurile care le facem și nu doar pentru declarații. Și când vom avea o susținere în interiorul Republicii Moldova, atunci vom avea și în exterior. Cei care astăzi locuiesc în Transnistria, ei dacă vor vedea că în Republica Moldova merg lucrurile spre bine, vă asigur eu că cei din acel alt mal o spui, băi, dar băi spărie, ghimpul, ba nu știu care acolo. Ei singuri vor veni la noi că toți tind spre o viață mai bună. Dar azi când la noi un haos total, o dezordine totală, ei achită mai ieftin serviciile comunale, pensiile sunt puțin mai mari, adică despre ce noi vorbim. Trebuie să creăm condițiile și atunci și diaspora să vă întoarce acasă.